Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Da, voi ați mai renovat în ultima vreme ceva? Nu. Na, stați în... Nu știi cât costă renovarea? Asta vreau să spun. Ai nebunit? Deci am dat peste un articol mai lung, care este bazat pe comentariile și postările și explicațiile unor domni și doamne în grupul de Facebook Idee Amenajări. Și am văzut niște prețuri acolo, de am dat pe spate. Cât costă renovarea unui apartament de 2 camere? De la asta a pornit discuția. 28.000 de euro. 28.000 de euro. Ce înțelegem prin renovare? Renovare. Uite, citez. Fără mână de lucru și centrală. A, deci făcut de la zero... Ne-a costat în jur de 28.000 de euro acum 3 luni și o parte din electrocasnice plus mobilă plus decorațiuni. 037. Deci vă rugăm așa, dacă ați renovat în ultimul timp, ați făcut o renovare, ceva mai mult decât o zugrăveală, adică dat o lavabilă pe pereți. Sau dacă știți pe cineva care a făcut asta. Da. Sau dacă știți ce bani a cheltuit. Sau dacă sunteți în domeniu, că nu mai știu cât costă mâna de lucru. Sunați la telefonul afișat pe radio 0372 069599, dar sunați-ne acum. Spune că dacă afli cât e mâna de lucru, te lași de asta cu sudura și treci pe... Eu spun că am făcut în urmă cu... Hai că ușor, ușor ne reprofilăm. Vezi că se câștigă 6 ani și mi-a cerut cineva, mi-a cerut echipa respectivă mâna de lucru pentru un apartament de 3 camere, la care trebuia, sigur, schimbată rețeaua electrică, asta. 5.000 de euro. Am crezut că le și pe loc. Nu mai sunt în paritate. Nu mai sunt? Era ieftin? S-a scumpit. Bine că ai renovat. Și după ce le-am dat o parte de bani, au și fugit. Serios. Asta e un clasic. Deci 0372069599. Cât mai costă renovarea apartamentului? Cât mai e mâna de lucru? Fii atent. Zice cineva, până sunați. Așa credeam și eu că sunt exagerate aceste prețuri, dar din păcate nu. Fără mâna de lucru și fără centrală, pe noi ne-a costat 20.000 de euro renovarea unui apartament cu 2 camere, suprafață de 48 de metri pătrați. Ne-a mai rămas de făcut balconul, dar nu ne-au mai ajuns banii. N-am luat cele mai scumpe produse, am luat mediu și tot ne-a costat atât. Înțelegeți? Noi am cheltuit acum 1 an de zile, spune altcineva, peste 30.000 de euro, la fel, ras tot, până la tencuială, refăcut instalații, pereți albi, fără vopsea decorativă. Deci nu e departe. Doar baia la un apartament să o renovezi complet sare de 2.500 de euro și asta cu materiale medii ca preț. Bun, Sebastian, mulțumim. Bună dimineața! Avem telefoane multe. Salut, Sebastian! Bună dimineața! Salut, Sebastian! În primul rând, să ne spuneți așa. Deci, Sebastian, să ne spui dacă ai renovat sau dacă ești renovator, dacă ești meseriaș. Am renovat acum circa 3 luni de zile. Da? O mini-proprietate achiziționată, să spunem. Ok. Vorba de o garsonieră de 22 de metri pătrați, absolut distrusă. Mi se par un pic exagerate prețurile. Unde? Care pomeneați. Iași. Ok. Mi se par un pic exagerate ce spuneați de pe Facebook, dacă mă dușesc. Se duce într-adevăr undeva în circa 800-900 de euro metru pătrat. Asta incluzând absolut toate costurile, electrocasnice, mână de lucru, materiale și un designer interior. 800 deci făcut tot cu designer și cu asta e dat, înțeleg, vreo 18.000. 20 de mii. Păi și pentru o garsonieră, cum adică ți se pare exagerat? Că a luat electrocasnici, a luat tot. Adică a avut un designer. Mobilă, custom. Aha. Și cât, poți să te întreb, cât ai dat pe garsoniera asta în Iași? Aproximativ 18.000. Deci, practic, am mai dat o dată banii. Deci, era distrusă. O mai dai o dată banii, nu? Da, da, da. Dar mai ții minte cât a costat, că e proaspătă. Manopera pentru... Le-ai avut separate, electrician, instalator? Sincer, nu-mi amintesc, pentru că au fost, le-am ținut într-un Excel și, sincer, nu-mi amintesc, au fost destul de multe rânduri, să spunem așa, în acel Excel, dar undeva acolo, deci se dublează în cazul meu. Mulțumim, Sebastian. Îmi scrie, bună Adela, îmi scrie o prietenă, Adela Pârvu, care este designer interior, e specialist în domeniul ăsta, spune, dacă se dorește să se schimbe totul în casă, adică finisaje, uși interioare, obiecte sanitare, instalație electrică, calorifere, totul, fără mobilă, se ajunge la 600-650 de euro pe metru pătrat, spun din experiență, ea știe. Nicolae, bună dimineața. Se pare uluitor. Bună dimineața. Salut, salut. Te rog. Din Bârlad. Din Bârlad vă deranjez. Neața. 30.000 de euro un apartament cu 3 camere. Și ce-ai făcut în banii ăștia? 30.000 de euro, frate, o renovare. Ce-ai făcut în banii ăștia? Ce am făcut? Am zugrăvit. Așa. Am cumpărat o ușă la intrare. Ai schimbat ușile, o instalație electrică. Deci... Nu. Gresie, faianță? Gresie, faianță, da. În câte băi? Și bucătărie bănuiesc. Bucătărie, 2 băi. Așa. În orice caz, este foarte, foarte mult, exagerat, 30.000. Da, mi se pare mult. Categoric. Zice, noi în 86 de metri pătrați am investit 40.000 de euro. Bun, acum în privința finisajelor interioare aici, sincer, limitele sunt foarte variate, că poți să cumperi lucruri realmente foarte scumpe, adică dacă te duci într-un magazin de asta de faianță și gresie, poate fi uriaș de scump. Dar parchet, dacă sanitarele sunt... Da. Ca să faci... Înțeleg că oamenii totuși nu cumpără, nu-și fac luxuri, nu? Fac chestii medii. Da. Ștefan, bună dimineața! Bună dimineața! Bună dimineața! Salut! O garsonieră de 32 de metri pătrați, renovată cu totul, absolut tot, adică era distrusă, am făcut-o tot instalație sanitară electrică, 6.000 de euro manopera, 7.000 de euro materialele și încă 7.000 de euro mobile și electrocasnice. Cât timp a durat? 20.000 de euro. 2 luni. 2 luni. Și câți meseriași au fost? 2. Și, da, și de curiozitate, de unde i-ai găsit? Adică... 1.500 de euro pe lună. Am mai lucrat. Am mai lucrat cu ei la diverse proiecte, că știam. Unde se petrece acțiunea? București. Mulțumesc. Luca i-a făcut calculul. Zicea 1.500 de euro pe lună. Da. Nu, că și-au câte 2-3 lucrări. Nu stau numai într-una. Depinde. Bine. Ilie, bună dimineața. Salut, Ilie. Bună dimineața. Bună dimineața, vă salut, băieți. Bună. Eu sunt renovator de vreo 23 de ani. Da. Așa. Și nu știu, prețul mediu e în funcție de cât metri pătrați are apartamentul, câte camere, un preț estimativ cu tot, cu electrică, cu sanitară, cu tot, undeva la vreo 6.000 de euro, absolut, cu totul, la gata, la cheie. Uși montate, geamuri și așa mai departe. Da, pe un apartament de 2 camere, cred. Nu, anul trecut am avut și de 4 camere. Și tot 6.000 de euro ai luat? Tot 6.000 de euro. Da, stai, cu o echipă de câți oameni? Cu o echipă de un singur om. Adică doar tu? Doar eu singur. Aha. Și în cât timp faci astea? Prin norocul meu, aici vreau să spun, 2 luni, 2 luni jumătate maxim. Apartamentul de la cap la cap, cheie. Și cât sunt pauze, că nu are omul bani sau întârzie gresia, faianța, parchetul, alea, nu vin ușile la timp, ce faci? Da, mi s-a întâmplat să nu reușesc să iau toți banii la final. Nu știu, ne înțelegem, ne facem o chestie la mână. Dar mai iei și alte lucrări în timpul ăsta? Faci o singură lucrare odată? Nu, o singură lucrare odată. Nu am mai multe lucrări, fiind unul singur, n-am cum să fac față la 2-3 lucrări. Termin o lucrare, am bătut palma la început, la final, am plecat mai departe. Mulțumim, Ilie. Bravo. Vezi, Luca, decât sudor. Vezi, mă, ce înseamnă să fii dipaci. Și slăbești, că dai cu barosul, știi, ca să dai jos. Da, dar uite, el știe să facă de toate, că înțeleg că lucrând singur se pricepe și la instalații sanitare, și la instalație electrică. Te înveți, te curentezi de 2-3 ori și ce bine înveți. Florin, bună dimineața! Florin, salut, Florin. Ascultăm. Eu sunt în renovare acum a câtorva camere proprii. Da. De cât timp ești? Cât ar trebui să dureze și de cât timp ești? Păi nu prea am timp, că mă duc la muncă și după aceea seara renovez singur. A, tu faci asta? Și, da. Da. Vreau să spun că dacă te-a pus singur să dai un lavabil și mici reparații, nu cum... repară meseria și că spun din nou încă un strat de glet întreg pe tot peretele cu plasă cu tot, că de-aia costă așa de scump. Da. Pentru că ei dau o cameră întreagă. Eu am cea mai mică cameră, 16 metri pătrați, iar doar lavabilul și gletul și așa mai departe, ce repari, undeva la 1.000 de lei pe cameră. Da, dar faci practic doar o zugrăveală, nu? Adică nu schimbi uși, nu schimbi instalația electrică. Exact. Pentru că reparații complete e normal să te coste mai mult, că practic tu faci apartamentul din nou. Sau camera din nou. Și tu ai dreptate, da. Asta are sens să te apuci de instalații și asta dacă ele funcționează și ești în propria casă? Și eu întreb, adică dacă nu te muți, dacă nu iei un apartament nou și așa mai departe. Dacă e un apartament vechi, instalație electrică, dacă sunt apartamente făcute prin anii 60-70, în perioada aia se făceau instalații electrice cu cablu de aluminiu. Alea, în principiu, ar fi bine să le schimbi. Eu vorbesc doar de ideea pentru câți consumatori ai acum. În care te-ai mutat acum, nu știu, 10 ani și vrei să... Păi depinde ce ai făcut cu 10 ani, că dacă ți-ai făcut o lucrare temeinică și le-ai făcut cum trebuie, da, nu mai schimbi probabil niciodată, dar dacă nu... Adrian, bună dimineața! Bună dimineața! Salut, da. Vă salut! Vroiam să vă spun că prețurile sunt un pic exagerate. Suntem în plin proces de renovare a unui apartament de 3 camere. Am cerut 3 oferte, da, București, renovare totală, vreau să zic, instalație electrică, sanitară, tot. Mm-hmm. Prețurile sunt variabile, dacă e un designer, are și el pentru implementare un preț destul de ridicat. Ce înseamnă? Zine prețul. Undeva la 5.000 de euro, cred că ia un designer. Pentru asistență să fie pe șantier, deschis uși, închis uși, asistență. 3 camere... Lasă să spună că nu mai avem timp. Așa, de principiu am primit 3 oferte, să zic așa. Le-am ales. 10.000 de euro a fost oferta aleasă, doar manoperă. Fără materiale, fără mobilat. Separat de 5.000 de la designer. Ce face un designer de 5.000? Nu, păi sunt separați, sunt 5.000 designerul plus 10.000 manoperă. Designerul pentru asistență la alegerea agresiei, parchetului... Da, merge cu tine peste tot. Acum ar fi trebuit să întrebăm... și eu cu tine. Dar acum ar trebui să întrebăm, uite, facem o dată dezbatere, dacă cineva a cerut sau a primit vreodată factură și garanție din partea echipelor respective pentru lucrările făcute. Probabil că s-a mai primit. Apropo de evaziune fiscală, adică totuși vorbim de lucrări de 10.000 de euro, sigur, multe sunt materiale care vin pe factură. Tu oprești mereu un asta cu factura. Băi, sunt manoperă 5-6.000 de euro, 7.000 de euro. Se plătesc taxe pe bani? Mă scuzați. Guvernul României vă mulțumește pentru grija pe care o duceți pentru toate chestiunile astea. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.